Mă auzi? Bine, dar cine? Salut, eu sunt Alex. Nu mă știi? Zi-mi, te rog frumos, numărul mamei tale. Uite, am ajuns la obor aici și am făcut o problemă mare. Vă rog, iertați-l în numele, că noi nu am știut și poate nici eu n-am știut. Salutare, dragi justițiari! Iar ne pregătim de o misiune, îl așteptăm pe tovarășul nostru, colegul nostru de luptă, Alex. Și dacă tot am câteva minute, haideți să trecem peste caz, să înțelegeți ce se întâmplă, ce se va întâmpla. Îl avem pe Marius, 26 de ani. Sărac, lipit, n-are nici bani să ne scoată la suc, dar el vrea neapărat să facă dragoste cu Alexandra, 14 ani, dar să nu afle părinții. Voi citi mesajele și mai continuăm după aia. Câți ani ai? 14, tu? Să mor eu, cum să ai 14 dacă la profil arată mai mult? Nu arată la profil mai mult, la profil zice 14. It's just like that. Pot să înțeleg de ce m-am trezit cu multe poze nude, zice Alexandra noastră. Nu înțeleg bine engleza, puiul meu. Eu sunt mare de tine, 26. Ah, tare, pe unde stai? Voluntari, frumos, și am 26. Alexandra întreabă, și te deranjează vârsta mea? Îi dăm o șansă. Nu viața mea, n-am treabă cu vârsta, dar să nu ne facem probleme amândoi că ești minoră, mâncați aici pâzâta. Oh. Așa. Da, corect, stai liniștit, nu fac probleme. Și ce facem, bebe? Aș vrea o minoră. Dar după ce fac cu beleaua? Ce faci, bro, cu beleaua? Nu știu nici eu ce faci cu beleaua. Aoleu, așa răi polițai, păi nu știu ce poți să pățești. Nu prea sunt răi dacă nu află de la nimeni. Și răspunde la, păi nu știu ce poți să pățești. A, nimic, decât câțiva ani de bulău. Da, ar fi bine să faci câțiva ani de bulău. Câțiva ani de bulău. Am înțeles, te dezbraci și faci dragoste cu mine. Găsim un loc unde să stăm și facem asta. Ce loc? Ce loc, ce, bebe? Un loc unde să stăm decât noi doi, să facem dragoste. Ca și la 26 de ani și la 14 ani. Găsim un loc undeva. Da, cam astea sunt mai multe. Tot insistă și pe aici cu să nu afle părinții. Că n-are bani să mă scoată la suc. E tristă la om. E tristă la om. O să mergem să ne întâlnim cu el acum la obor și vedem ce facem. Hai, să ne auzim cu bine! Vine justiția, ce pe pedofil! Pedofilul! Vine justiția, rugă să facă treaba. Vine justiția, rugă, depinde cu marfa. O să bei apă liniștit. Uite cum vine băiatul. Mergem! Suntem la obor, mergem să-l vedem pe Mariusica. Dar stai să vedem la care gură vine. Sună-l, te rog, și află-mi la ce gură de metro e, că-s două. Mersi, pa! Oricum, mi se pare că e un romantic incurabil, vrea să facă dragoste pe ploaie. Auzi, are noroc. L-ai ieșirea spre Colentina. Ok, mersi, pa! Da, pa! Da! Ce faci, Marius? M-auzi? Bine, dar cine? Salut, eu sunt Alex. Care Alex? Alex de la Voluntari. Voluntari? Da, din Voluntari. Nu știu. Nu mă știi? Nu. Salut. Ce faci? Bine, eu plecăm acasă. De ce? Nu plecai acasă, cum stai un pic cu noi. Stai și tu de vorbă cu noi. Știu, câți ani ai? 26. Sigur ai 26? Da, păi dau. Zi-mi CNP-ul, te rog. Nu știu, stai că am pe telefon. Ai fost la închisoare?
Și tatuajele? Le-am făcut eu acasă. Le-ai făcut tu acasă, am înțeles. 1951. Ok, atât, mersi. Și ce faci? Vrei să te întâlnești cu o fată de 14 ani? Nu. Păi cum să nu? Eu am venit cu altă treabă la obor. Ce treabă? Păi să mă întâlnesc cu un prieten. Și eu de ce am eu numărul tău? Nu știu. Nu știu. Și deja aveți și conversațiile care le-ai cu fata. Da. Arată-ne și nouă messengerul tău. Dat, dai seama. Dacă nu ai nimic de ascuns, nu? Sau recunoaște, direct. Îl arăt. Așa, arată-ne și nouă. Ca să ne întâlnim. A, bun, deci acum recunoaștem, da? Da, dar nu trebuia să... Deci tu câți ani ai? 26. 26. Și fata care vorbeai câți ani are? Mi-a zis că 14. 14. Și s-a părut ok, nu? Da. Și atunci de ce ai venit aici? Să mă întâlnesc cu un prieten. Nu, de ce ai venit aici? Să văd cu ea. Să te vezi cu ea. În ce scopuri? Să ne vedem, adică nu. În ce scopuri? Citesc eu conversația sau îmi spui tu direct? A zis că vreau o relație serioasă și... Și tu ce ai oferit? Ce ai zis? A zis că să facă și dragoste, da. Tu ai zis, da? Ea a pronunțat. Ea a pronunțat. Puteți vă uitați că ea a zis despre dragoste. Ea a zis despre dragoste, am înțeles. Ori ne spui adevărul, ori chemăm poliția și văd ei toată conversația mai bine. Deci, zi-mi, te rog frumos, cine a sugerat să facă dragoste, să o dezvirgineze și toate cele? Nu mai știu nici eu, pot să mă uit la conversație. Ok, ne ferim de ploaie, dar unde facem dragoste? Dar mă pricep la dragoste. O să ne dezbrăcăm, ne sărutăm și îți bag ăsta în p***ă la tine, dar o să te doară puțin că ești virgină. Da? Se pare ok să vorbești așa cu o minoră? Tu ai prieten acasă? Soție? Soră? Nu știu. Ai o soră. Câți ani are sora, da? 13. Cât are? 13. 13 ani? Și ai vrea să o racoleze unul de 26 de ani? Și ai vrea să o racoleze unul de 26 de ani? Ai vrea să vină unul așa de vârsta ta să o dezvirgineze? Nu? Am înțeles. Ai părinți? Am bine viață? Tata e vie. Condoleanțe. Mama ta e vie? Zi-mi, te rog frumos, numărul mamei tale. Ce să-i spun? Ce vrei să faci? Cu dragoste, cu dezvirginat? Alo, dă-mi eu cu mami. Mă auzi? Eu sunt Marius, dă-mi eu cu mama. A, Marius, da, Marius. Nu mă spui, bă, nu. E Marius. Da, bine. Ce faci? Fac un cari. Uite, am ajuns la obor aici și am făcut o problemă mare. Trebuia să mă întâlnesc cu o fată de 14 ani. Ce, mă? Da. Și? Și nu... Nu m-am întâlnit cu ea. A venit altcineva și... Ce a venit? Altcineva. Și? Te cred că ce ai vrut să faci cu fata? Am vrut să facem dragoste cu ea. Să fac dragoste. Să română! Bună ziua. Alexandru mă numesc. Sunt aici cu fiul dumneavoastră de 26 de ani care a încercat să racoleze o minoră. De aproape 14 ani. Că fiul dumneavoastră a încercat să facă cu o minoră. În condițiile da? În care, în condițiile în care am înțeles că are o soră de 13 ani. Și nu știu cum, dacă ar fi plăcut lui ca sora lui să fie iar acolată de unul de 26. Ne pare rău pentru această veste. A fost păcălit, că nu... Nu a fost păcălit. Nu a fost păcălit, stimabil, avem și conversații, avem, adică... Dacă considerați că a fost păcălit, vom anunța poliția să o investigheze ei mai bine. Eu zice că să mergeți pe ideea mea, să-și ceară scuze și să nu mai facă. Vă rog din suflet, cine sunteți, îmi cer scuze în numele lui, n-a știut, iertați-l și... Vă asigur că a știut cu discernământ că fata are 14 ani și a fost de acord să o dezvirgineze. Vă rog din suflet că poate nu a știut. Mm-hmm. El a mai avut probleme cu poliția? Nu. Am înțeles. Nu a avut probleme. Vă rog din suflet, iertați-mă în numele lui, că eu sunt mama lui și noi n-am știut nimica. Bine, am să vă rog să închideți contul acela de Facebook sau să-l verificați, că cine știe cu câte minore vorbește. Poți să ne uităm noi acum, să vedem.
Da, bine, nu da, atât am da, vrut să vă zicem. Bine. Vă rog din suflet, iertați-l numele, că nu, noi nu l-am știut, ci poate nici el n-a știut. Ba, nu-i mai găsim nu, scuze nu, că... Da, mama lui, e normal să ia apărarea, dar nici de oricum, haideți că nu o să puțească nimica, ok? O să mai discutăm puțin pe el și lăsăm. Întreg acasă. Vă rog din suflet. Da, haideți, să rămână. La revedere, o zi bună. Ai mai făcut astea? De unde ești deloc? Botoșan, ăsta care aici cu chirie de 5 ani. Nu, cu accentul mamei. Da, cu accentul mamei. Nu am nimic, puteți să vă uitați aici ce, cu cine am mai vorbit. Arată-ne tu, nu punem mâna, arată-ne cu cine ai vorbit rău. Asta e, așa? Alexandra. Și asta la altă, dar bună la fiecare, dar nu mi-a răspuns. Cu care ai mai avut conversație? Cu nimeni. Doar cu asta e prietena de la țară, de la mine. N-am înțeles. Și altcineva nu. Asta e colegă de muncă. Și atât. Puteți să vă uitați dacă. Oarecum pe tot. Eu văd aici numai fete. Bună. Bună. Încerc să vorbesc eu cu persoana ca să... De pe aici, uite, din pozele văd că asta ar fi minoră? Nu am mai dat la așa ceva. Deci contul șters. Da. Îți faci un cont, nu mai vorbești cu minore. Să sperăm că te potorești, pentru binele tău. Cel mai bine pentru binele tău. Da. Asta a fost pentru astăzi, o să ne luăm la revedere de la el și ne auzim curând. Și acum o mică recapitulare. L-am lăsat pe Marius să plece. De ce? Probabil mulți vă veți supăra. De ce n-ai chemat poliția? E bine, Marius, după cum ați văzut, e cam pămpălău rău de tot. Și cred că are și un pic de problemă mentală, să spun așa. Și mesajele lui, într-adevăr, erau de racolare cu să facem dragoste și toate alea, dar nu ar fi ținut, sincer, pentru un dosar. N-ar fi fost prea mult, ar fi fost o pierdere de timp. Cred că sperietura asta este mult mai bună, faptul că i-am spus și mamei lui, faptul că acum știi că este monitorizat, îi știm adresa, numărul de telefon, cu siguranță... Poți, pe lângă asta, o să-i monitorizăm contul de Facebook, tot. Dacă nu îl închide până mâine, îl căutăm și îl vom găsi. Cred că asta este cea mai bună soluție. Cu poliția nu s-ar fi făcut cu nimic, tot speriat ar fi fost corect, dar cred că asta e și mai speriat acum, știe că îl urmărim. Cam atât pentru astăzi. O să încercăm să prindem în continuare cât mai mulți, probabil și de ăștia mai mari și mai serioși. Ăsta, sincer, nici nu merita timpul pierdut, că nu era cine știe ce de capul lui, dar orice încercare de racolare este luată în serios. L-am aici pe prietenul meu, Alex, mă bucur că a fost alături de mine. Eu sunt justițiarul de Berceni și ne auzim curând. Salut! Salut! We mobbin' and thuggin', you bitchin' and buggin', there's nothing that we got in common. I've been out grindin' and hustlin', investin' this paper, got tired.